Să joacă. Mimi, dar nu poți să ajungi tu? Da, pe al meu, nu? Bă, frate, cât mai stă aici? Că suntem la piscină și astăzi o să facem un challenge. Ultimul care iese din piscină câștigă iPhone-ul ăsta. L-am luat astăzi, este resigilat. Hai să vedem cum arată. E iPhone... Ce iPhone e? E iPhone XS. Cam asta a fost bugetul pentru clipul ăsta, doar un iPhone XS. Suntem aici cu mai mulți TikToker, o să întrebăm pe fiecare ce telefon au și să vedem dacă ar fi un upgrade telefonul ăsta sau pur și simplu o să-l vândă. Trebuie să mai spun... Că nu-s doar TikToker și social. Hai să strângem 40.000 de like-uri la challenge-ul ăsta. Dacă strângem 40.000 de like-uri, o să mai fac un challenge când dau un iPhone. Poate o să-l fac cu fanii, ultimul care se din cer pe stradă. Primește un iPhone. Crezi că ar sta lumea? Da, da, da. Deci ați înțeles, băieți, 40.000 de like-uri și mai facem un clip când dăm un iPhone. Și hai să întrebăm ce telefon au. Naia, ce telefon ai? iPhone. What the fuck, e mai bun ca asta al meu. Până la urmă, vrei să te faci în challenge, poți să-l vinzi sau să-l dai bine, cumva. Bine, păi poți să-mi-l dai așa, nu, direct, nu? Trebuie să fii în challenge. Unde e telefonul tău? Avem același telefon. Bă, aveți telefon comun? Da. What the fuck, și ăsta e 11. Vrei să te bagi în challenge? Am un iPhone XS. Ok. Trebuie să stai în piscină ultimul sau să le scoți pe ele cumva și câștigi. Cum adică? Adică ultimul care iese din piscină, câștigă. Fără sabotaj, mă? Nu, nu. Suntem aici cu Adi, el e din Argentina. O să participi tu la challenge-ul meu? Da. Ce telefon ai? Oh, deci la tine chiar ar merge să-l câștigi. Am pot să dacă ești mai aici. Okay. Avem aici și pe Mițu, ce telefon ai, Mițule? 11 Pro. Toată lumea are iPhone 11 Pro. Te bagi în challenge, îl câștigi. Tu ai iPhone 11 Pro? Bă, cât e ăsta? E 44 de bețe? Nu știu, cred că da. Dă-te vreo 35 sau ceva genul. Da, mă, dar dacă e să câștig telefonul lui Zbero, să-l dau pe live, așa că da subscribe la Mițu acolo. Nu așa zoom-ul mare. N-are zoom. Așa, ce telefon ai? Am un iPhone 8. Oh my god, chiar trebuie să-l câștigi pe ăsta. Da, știu, chiar trebuie. Trebuie să rămâi foarte mult în piscină. Cât crezi că poți să reziști în piscină? Foarte mult, nu prea cu mine. Ultimul care este din piscină câștigă un iPhone. A, păi și gen, ce facem? Stăm în piscină. Stai în piscină. Vrei să-l câștigi tu, ai nevoie de un iPhone? Bă, poți să mi-l dai dacă vrei, că aș vrea să fac un giveaway și... Da, bine, mă bag. Așa, Virgil, te bagi și tu? Ce trebuie să fac? Trebuie să stai în piscină cel mai mult. Doar să stau în piscină? Da. Vrei aici, ok? Da, da, da. O să las telefonul aici pe masă și în 10 minute începem. Hai, Mițu, sari. Gata, sari? Da, da, da. Hai, Lorena, sari. Vreau de pe trampolină. Ce-a luat burtă în ultimul hal. Hai, Mara, sari. Hai, Luis. Hai, Virgil, sari. Nu poți să-mi iei. Nu o să fac cinci, știi ce să iei. Cea mai plictisitoare săritură. Hai, Mimi, sari. Sari cu telefonul? O să te plictisești, nu-ți mai dau telefonul, trebuie să stai în piscină. Hai de mine, hai de mine. Cred că ai nevoie de un colac. Hai, Adi. Mimi și-a luat piscina ei. Da, cum ar fi să iasă cu el? Bă, frate, Luis, aceea joacă cel mai murdar, jur. Așa, băi, scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige challenge-ul ăsta. Sunt foarte curios să văd care sunt favoriții voștri. Poate fi lângă voi și fac pipi, ce-ar fi? Adi, spune-ne, ai vreo strategie specială? Ia zi, ai vreo strategie specială? Eu? Da. Uite, asta! Scuze-mă, Lorena. Chiar cred că o să meargă. Bă, da, sunt fiecare la câte un metru, doi de ceilalți. Adică e ok, safe. Luis, pe cine crezi că o să dai afară prima oară? Fii atent. Ai două variante. Ori la fund, ori afară, alege. La fund sau afară, zi repede. La fund sau afară. Mimi, mai o încercare, la fund sau afară? Luis, îți dau ceva. Cum încă-ți stau cu ochelarii ăia? Ia lipit cu aracet. Hai de la de, se prinde la spate sau? Da, mai puțin acolo. Oh my god, băieți. Mițu a ajuns aici la colț, o să renunți, Mițane? Da, da, renunț. Renunți? Nu, mă, ce ești nebun. Nici de-am început, eu m-am născut în piscină, zbăr. M-am născut în bazin, zbăr. Luis e cel mai tryhard de aici. Fac că nu i-au căzut ochelarii. Ce? Ochelarii. Bro, da, ăștia stau tot ce se uită ca puștini la alții. Trebuie să ne omorăm aici, nu? Uite-l pe ăsta că sunt picioarele în sus. Mițu, Mițu, ia mâna de pe margine, n-ai voie. Asta e primul advertisment, Mițu. Mițu, trebuie să te îndepărtezi de margine. Fuck! Așa. Poți să spui.
strategia mea este să stau ascuns aici, astfel nu mă va vedea nimeni. E pentru strategia proastă, ați spus în carapașa aia. Și ultimul va ieși din apă fără să știe că eu sunt aici. Mă ajutați și pe mine să mă urc, că nu mă pricep. E mai ușor să te urci de pe margine. Păi nu, că altfel mă fac să ies de piscină. Și mie îmi place să câștig. Ce? Ce? Frate din! Doamne, frate, femeia asta are probleme psihiatrice. Avem câine! Vreți să renunți, Luis? Eu! Mara, cred că vrea să renunțe. Bă, Luis, cum ar fi să se pună acum toți pe tine și să te scoată? Nu! Nu! Era aproape, era aproape. Hai, Luis, știu că vrei. Cine o să iasă o să piardă. Wow! Mersi că ai explicat clipul. Bă, Luis, cât ai de gând să stai aici? Mițane! Ce faci aici? Ceva l-ai atins? Ce-am? L-ai atins? Aaa, nu poți să mă cred. Ba da, atât ți-am zis! E al doilea advertisment! Aaa, și trebuie să ce te faci? Trebuie să ieși! Ai pierdut! Nu pot să cred! Ba dacă ai pierdut! Nu pot să cred! Ai pierdut! Oh my god! Pentru că atins marginea! Deci n-ai voie să atins marginea deloc? Deloc! What? De ce n-aș trupi? Mitsu, aici pe scara pierzătorilor. Bă, serios, era easy win, dude, pentru mine asta. Asta e, ala mai mult de la full damage. Dacă vrei, poți să-i sabotezi pe restul. Poți? Logic. Dar poți să mai stai pe piscină sau nu? Da, poți, dar oricum cum se mai pune că tu ai pierdut. Bine, hai să vedem. Băieți, nu vine să cred că Mitsu e a doua oară când pierde challenge-ul primul. Primul, iară? Fii atent, frate, scoate pe Mimi, e cea mai ușoară. E aproape afară. Dar cred cum să o scot? Cred că dacă o prinzi de mâini poți să o ridici de tot. Vrei să o fac să atingă malul? Nu, ridic-o de tot. Era tare să faci niște amunte, dar tu nu ești. Stai mă, stai mă, stai mă! Și tot nu e o căsă ochelari. Bă, dar... Da! Ce ochelari stă aia? Da, așa că avem două variante, Mara, ori ești, ori ești, ori îl rup. Yes. Dar rup că-l consează după el. Bă! Mimi, dar nu poți să o ajuți tu? Da, clipul ăsta o să fie demonetizat, băieți. Vrei să vin să te ajut? Nu, n-am să-i zic. What the fuck? Dacă vreți, îl dau eu. Uite că așa faci zbâr vizualizări. Da. Another one. Ok, deci au mai rămas doar Luis, Lorena, Virgil și Adi. Mamă, pe Lorena nu pot să o ridic așa, să mor eu. Chiar nu pot, adică cu Mimi, sincer, cu Lorena nu cred că pot să fac asta. La poate te ridicăm noi pe tine. Hai. What the fuck, nu cred, ai renunțat? What the fuck? Atât de frică ți-e de lui. Cum, spar prinții de la fața lui. Uite-te la fața lui, cum să nu știi frică. Spar malignul, nu, 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 nu. Hai, Daddy. Nu. Hai să doar voi doi. Fii atent, dacă vreți, putem să facem un concurs. Cine stă cel mai mult la fund, câștigă. Mi-ai rămas doar voi doi și e clar că nu puteți să vă scoateți unul pe altul. Hai să facem fix așa. Era foarte aproape. N-am putut mai mă apă sus ca pe o domnișoară. Fii atent, cine stă cel mai mult sub apă, câștigă. Ok, hai. Hai, 3, 2, 1 și... A început numărul. A trișat, bă! Crezi să nu te-am văzut, bă! Ok, ok, tu ai penalizare de 2 secunde acum. Nu, de 5 secunde, 3 secunde. Dacă te mai gândești la penalizare de 30 secunde, Jack! 2 secunde, aici 2 secunde rămân. Ok, 2 secunde. Hai. Deci te bagi după 2 secunde să bagă și el, da? Hai. 3, hai. 2, 1 și... 1, 2, bagă-te. Hai să vedem, băieți, cine câștigăm. Mă, s-a umblat acolo. Arde camera asta, efectiv, arde. Mamă, frate, nu mai văd pe Luis. Stă în mâini. What the fuck? Mai e foarte liniște acum. Luis are penalizare, a scos capul puțin, dar încă 25 secunde. 25 de secunde. Oh, Luis a pierdut, Adi a câștigat. Mamă, frate, cât mai stă aici? Păi cred că a murit. Bă, credeți că e ok? Da, logic. Frate, am o veste pentru tine. Ai câștigat.
Tare rău. Tare rău. Tare rău, tot frate. Păi ia două iPhone-uri, nu unul. Dă-i două iPhone-uri, zbor la bugetul de la video ăsta. Eu ce primesc că am scos 4 oameni din piscină? Frate, o... Zi, ce primesc că am scos 4 oameni din piscină? Ultima fată ce primesc? Ia, stai puțin, stai să te ajut. Ia ține Lorena. Stai așa că îmi fac eu vlogul meu. Bună, zbor. Cum e viața acolo? Băi, chiar mult mai bine ca nu, vezi cum arde aia. Mama, arde rău. Arde într-una. Da, băieți, cam ai și cu challenge-ul ăsta? Zici că ești o sirenă. Acum trebuie să mă usuc și să iau telefonul de acolo să-l dau lui Adi pentru că el a câștigat. Așa, frate, și uite premiul. Deschide-l. Să nu-l scapi. Oh, salut! Spune-ne unde te putem găsi pe Instagram, TikTok, YouTube, ce faci? Pe Instagram Adi eu, pe TikTok just Adi. Și cam atât. N-ai YouTube încă? Încă nu. Băi, scrieți în comentarii dacă ați vrea că Adi se apuce de YouTube. Chiar ai putea să-ți faci un canal? Ce te oprește? Da, cred, dar îmi place mai mult TikTok-ul. Fii atent, frate, dacă strângem 100.000 de like-uri, ceea ce e mult pe YouTube. Ok. Dacă strângem 100.000 de like-uri la vlogul ăsta, te apuci de YouTube? Habar n-am. Dacă se strâng. Ați auzit, băieți, dați un like să apuce Adi de YouTube.